Pentru a treia lună consecutiv, indicele imobiliare este în scădere. Prețurile la apartamente sunt în cădere liberă. Conform unei agenții imobiliare din municipiul Giurgiu, vânzările la apartamente merg din ce în ce mai prost. Dacă în 2009 un apartament cu două camere nerecomandat în zona Tineretului se vindea cu 24.000 de euro, în 2012 ajunge și la 13.000 de euro, o scădere cu aproximativ 50%. Nici apartamentele semi-decomandate cu două camere, localizate pe strada București, nu se vând prea bine. Prețul acestora a scăzut cu 30% din 2009 și până acum, un astfel de apartament valorând 20.000 de euro. La jumătate au ajuns și apartamentele cu două camere decomandate din zona ultracentrală, care în 2009 se vândeau cu 55.000 de euro, iar acum ajung chiar și la 31.000 de euro. Cei care vor să locuiască la casă trebuie să scoată din buzunar 33.000 de euro pentru 470 de metri pătrați, față de 2009, când ar fi trebuit să plătească 60.000 de euro. Având în vedere prețurile foarte scăzute, specialiștii în imobiliare spun că acum ar fi cel mai bun moment pentru investiție.